Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, închinarea înaintea lui Dumnezeu este ceva ce noi, oamenii, avem foarte mare nevoie. Încă de când am fost creați, în sufletul nostru era această nevoie de comunicare cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru. Prin păcat, omenirea a pierdut posibilitatea apropierii nemijlocite de Dumnezeu. Ea nu va fi recâștigată decât după ce va avea loc judecata lumii acestea, și păcatul va fi pedepsit. Abia atunci oamenii se vor putea bucura de prezența lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu toți. Nu toți vor avea această bucurie, ci numai aceia care au crezut în izbăvirea oferită de Dumnezeu prin intermediul Fiului Său, Domnul nostru Isus Hristos. Dar, mai concret, ce face închinarea pentru noi? Ei bine, un anumit lucru pe care el îl face este accentuarea identității noastre. Ea ne aduce aminte cine suntem noi în Dumnezeu, Creatorul nostru. Spuneam că încă de la creație, noi suntem făcuți să purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este o mare onoare, un mare privilegiu. Nicio altă creatură din Universul acesta nu se bucură de acesta. Apoi, atunci când venim Înaintea lui Dumnezeu în Închinare, recunoaștem cine este cel care conduce acest Univers. Puterea lui, dragostea lui, precum și faptul că suntem purtătorii chipului și asemănării sale. Dar păcatul, dragi prieteni, a pervertit acest lucru. Păcatul a adus separarea de Dumnezeu. Odată separați de Dumnezeu, sufletul nostru a rămas cu un gol pe care încercăm să-l umplem cu tot felul de lucruri. Unii încearcă să-l umple cu religie, alții să-l umple cu posesiuni, putere sau alții, cu plăceri. Dragii mei, nimic altceva nu poate umple acest gol decât Dumnezeu. Indiferent ce am încercat noi să punem acolo, nu vom reuși decât să ne amăgim. Numai iertarea oferită de Dumnezeu și, prin aceasta, restabilirea relației cu Dumnezeu poate acoperi această goliciune din sufletele noastre. Acum, dragi prieteni, închinarea, pe de altă parte, deschide calea pentru începerea Procesului de restabilire a relației noastre cu Dumnezeu. Am spus că ea ne ajută să înțelegem cine suntem noi, identitatea noastră. Dar nu numai identitatea ne ajută să ne descoperim, ci și starea noastră în raport cu Dumnezeu. Atunci când ne confruntăm cu Sfințenia lui Dumnezeu, începem să înțelegem păcatul din viața noastră. Odată ce înțelegem acest păcat, înțelegem și nevoia pe care o avem pentru iertare. În felul acesta ajungem la Domnul Isus, care a fost jerfit pentru păcatele noastre. Chiar închinarea despre care Dumnezeu vorbește poporul evreu, închinarea prin intermediul jerfelor, conduce la aceeași idee, refacerea relației și părtășiei cu Dumnezeu. Pentru poporul evreu, mijlocitorul, intermediarul, era acum preotul, indicând spre cel ce avea să fie mijlocitorul lumii întregi, marele preot, Domnul Isus Hristos. Am văzut până acum care au fost indicațiile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise cu privire la Aron și fiii lui, la seminția lui Levi care avea să îndeplinească această slujbă de intermediere. Să ne amintim doar că ceea ce solicite intermedierea, mijlocirea, este sfințenia lui Dumnezeu. Datorită sfințeniei divine, omul păcătos nu se poate apropia de Dumnezeu. Singura modalitate de apropiere este prin ispășire. Adică prin suportarea penalității, în ceea ce privește păcatul, care este moartea. Ca să nu moară omul, Dumnezeu a îngăduit ca el să aducă un animal ca înlocuitor. Dar și acesta trebuie să ajungă înaintea lui Dumnezeu numai prin intermediul unuia care era dedicat lui, pus deoparte pentru această slujbă. Acesta este momentul descris de capitolul 30 din Cartea Exod, capitol pe care, sub îndrumarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, continuăm să-l explorăm. Am văzut până acum care sunt hainele pe care Dumnezeu le dăruiește preoților ca un semn al punerii lor deoparte pentru această slujbă specială. Am mai văzut, de asemenea, care este ritualul pe care ei trebuia să-l îndeplinească pentru intrarea în slujba preoției. Suntem acum la versetul 23, unde Dumnezeu vorbește despre ungere. Ce este ea, cum se face, ce semnificație are, iată întrebări al căror răspuns îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem deci ce ne spune acesta ia din cele mai bune mirodenii 500 de sicli de zmirnă foarte curată, jumătate, adică 250 de siclii de scorțișoară mirositoare, 250 de sicli de treste mirositoare, 500 de sicli de casia după siclul Sfântului Locaș și un hin de un de de măslin. Cu ele se face un undelem pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi un de pentru ungerea sfântă. Din nou, ceea ce este pentru Dumnezeu trebuie să fie de cea mai bună calitate. Dar oare de ce pretinde Dumnezeu ca totul să fie de cea mai bună calitate? Păi, în primul rând, pentru că ceea ce a creat El este de cea mai bună calitate. Vă aduceți aminte cu siguranță că Dumnezeu privea la ceea ce crea și spunea, totul era bun. Apoi, ceea ce El ne oferă este întotdeauna de cea mai bună calitate. Niciuna din binecuvântările pe care El ni le dă nu are nevoie de vreo îmbunătățire, pentru că deja este cea mai bună binecuvântare. Din această cauză, tot ce îi dăm lui Dumnezeu trebuie să fie de cea mai bună calitate. Dar, mai departe despre ungere. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și ligheanul cu piciorul lui. Ce este oare ungerea pentru noi astăzi? Este vorba despre ungerea Duhului Sfânt. Este o ungere care ne îngăduie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, acesta este motivul pentru care Biblia devine reală pentru noi. Generația atât de diferită de cele de atunci din punct de vedere cultural. Nu predicatorul este cel care explică Scriptura, ci este Duhul lui Dumnezeu, acela care folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne arăta starea în care ne aflăm, pentru a ne arăta măreția lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt este acela care poate face această ungere. Chiar acum pot să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-i ceri, Doamne Dumnezeule, iluminează Tu mintea mea, deschide inima și viața mea față de cuvântul Tău. În prima epistola lui Ioan, la capitolul 2, versetul 20, găsim următoarele cuvinte. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Cred că Ioan exprimă foarte bine în aceste rânduri ceea ce înseamnă într-un anume sens ungerea. Ascultați mai ce spune el mai departe. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Și Ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Într-un anume sens, ungerea aceasta este o problemă de identitate. Ioan face mereu apel la acest aspect pe măsură ce vorbește despre ungerea cu alte cuvinte, cei unși sunt aceia care se identifică pe ei înșiși ca și copii ai lui Dumnezeu, oameni care ascultă de Dumnezeu. Ioan ne spune că această ungere ne ajută să rămânem în el. Dragi prieteni, ungerea este marca, este antetul divin. Ea indică cui aparținem, cine este Domnul nostru. Aceasta este semnificația ungerii prin ungerea cu acel undelem special, se indica clar cui aparțineau toate lucrurile acestea pe care Dumnezeu a poruncit să le facă. El este unic, la fel cum unic este și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Undelemul acesta nu putea fi confundat cu nimic și nici nu putea fi utilizat pentru altceva. Iată ce spune Domnul. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui, acesta va fi un delemnul pentru ungerea sfântă printre urmașii voștri. Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceți un alt un delemn ca el după aceeași întocmire. El este sfânt și voi să-l priviți ca sfânt. Oricine va face un delemn ca el sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui. Poate că lucrul acesta ar trebui să ne facă mult mai atenți la modul în care încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. De fapt, este un păcat care nu cunoaște iertarea. În Evanghelia după Matei, capitolul 12, chiar Domnul Isus spune, în versetul 31 găsim cuvintele lui, el spune așa, De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Hul înseamnă blasfemie sau un afront adus lui Dumnezeu. Este insultarea onoarei lui Dumnezeu. În Israel, pedeapsa pentru blasfemie era moartea. Onoarea lui Dumnezeu este insultată când el nu este luat în considerare ca Dumnezeu, așa cum este, când nu este ascultat. Dragii mei, Duhul Sfânt este persoana Dumnezeirii. Marca lui sau semnul lui asupra noastră este binecuvântare. Niciodată, deci, să nu ignorăm această ungere. Este în același timp recunoașterea părtășiei cu Dumnezeu. Dar să mergem mai departe și ajungem la tămâie. Și ea are o semnificație. Domnul a zis lui Moise: Ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Să o pisezi mărunt și să o pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Toate aceste ingrediente din care se fabricată tămâia erau foarte costisitoare și greu de obținut, dar, din nou, este vreodată ceva foarte mult pentru Domnul? În orice caz, și tămâia trebuia folosită numai în scopurile pe care Dumnezeu le-a prevăzut pentru ea. Nu putea fi înlocuită cu altceva când era adusă în altarul Domnului și nici nu putea fi folosită pentru altceva. Dragii mei, cred că trebuie să ne dea de gândit ceea ce spune Dumnezeu aici. Atunci când venim la El și devenim copii ai Lui prin credința în Domnul Isus, sunt anumite lucruri pe care trebuie să-i le dăm lui. Ele trebuie puse deoparte pentru el. De exemplu, este vorba despre inima noastră. Ea intră într-un proces de sfințire și este pusă la dispoziția lui Dumnezeu. Iată de ce cred că trebuie să ne punem mult mai serios problema cu privire la folosirea ei. Mă refer aici la ceea ce lăsăm să intre în inimă, la ceea ce alimentează inima noastră. Cum cumva lăsăm ca lucrurile să se amestece? După cum am văzut, Dumnezeu este foarte categoric în ceea ce privește lucrurile care sunt puse deoparte pentru El. Ele nu trebuie pângărite sau pervertite de ceea ce este rău. Acum ne întoarcem din nou la altar. El vorbește despre rugăciune și închinare. Este un loc unde noi oferim mulțumirile și recunoștința noastră lui Dumnezeu, de asemenea, aici venim și cu cererile noastre. Tămâia care trebuia alse pe altar nu poate fi folosită pentru plăcerea omului, așa cum nici uleiul pentru ungere nu putea fi folosit ca un cosmetic. Dragii mei, nici rugăciunea și nici închinarea nu pot fi folosite pentru plăcerea omului carnal, omului mânat numai de dorințe lumești. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să o facem în duh și în adevăr. Sunt folosite tot felul de strategii prin care oamenii să fie atrași în biserică. Nimic nu poate face lucrul acesta cu excepția cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, dragi prieteni, asigurați-vă că biserica pe care o frecventați este centrată pe cuvântul lui Dumnezeu și că el este la baza bisericii. Nici carisma vorbitorului și nici programul prezentat nu trebuie să vă atragă, ci numai și numai acest cuvânt divin. În el este prezentată voia lui Dumnezeu, puterea și dragostea lui zbăvitoare, Dar să mergem mai departe puțin. Să ne aducem aminte că sunt două altare în cortul întâlnirii. Unul este altarul pentru jerfele arderii de tot. Altul este cel pentru arderea tămâiei. Altarul arderii de tot este altarul unde Dumnezeu are de-a face cu păcătosul. El ne vorbește despre pământ, despre natura noastră păcătoasă. Altarul tămâierii ne vorbește despre cer și despre sfințenie. Altarul pentru arderea de tot ne vorbește despre ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi aici pe pământ. Altarul tămâierii ne vorbește despre ceea ce face Domnul Isus acolo în ceruri pentru noi. El mijlocește necurmat pentru noi acolo în prezența lui Dumnezeu. El se roagă pentru noi, el este adevăratul închinător lui Dumnezeu în aceste zile și cel care mijlocește pentru noi fără încetare. Tocmai de aceea, închinarea noastră nu se face numai prin sacrificiu de animal. Tocmai de aceea, închinarea nu se mai face prin sacrificare de animale. Nu se mai face pentru că Domnul Isus s-a sacrificat deja pentru noi. Ajungem acum la capitolul 31 din Cartea Exod. Este un capitol care ne vorbește despre cei pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu daruri deosebite, înțelepciune, sensibilitate artistică, îndemânare, toate necesare executării celor lucrări despre care Dumnezeu îi vorbise lui Moise. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Să știi că am ales pe Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt discusiți ca să facă tot ce ți-am poruncit. Dragi prieteni, iată că alături de Moise, de Aron, de Maria și de alte personalități cu largi influențe în domeniul spiritual, Dumnezeu îi amintește aici și pe cei ce au avut un alt gen de responsabilitate. Ei sunt amintiți cu numele lor, cu darurile și talentele lor, cu părinții lor. Deci, Slujirea lui Dumnezeu nu se face numai prin predicare sau alte activități legate în mod direct de domeniul acesta spiritual. Un alt lucru care trebuie remarcat aici este faptul că Dumnezeu este Cel ce dă aceste abilități. Orice talent avem nu este produsul nostru. Este un zestrare pe care Dumnezeu ne-o dă. Bineînțeles, orice talent se cere dezvoltat, dar oamenii aceștia pe care Dumnezeu i-a numit împreună cu ajutoarele lor au făcut tot ceea ce era necesar pentru asamblarea tabernacolului, pentru echiparea lui cu tot ceea ce poruncise Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a înzestrat cu acest talent. Cred că lucrul acesta trebuie să ne dea mai mult de gândit în ceea ce privește slujirea pe care o facem. Acolo unde Dumnezeu a dat anumite daruri deosebite, ele nu trebuie ignorate, dacă acestea sunt în domeniul administrativ sau artistic, sau al ingineriei, al fizicii, atunci acela este domeniul în care trebuie să depunem o mărturie despre Dumnezeul nostru. Îmi aduc aminte de o persoană din biserica noastră care a precizat că nu se simte în stare să spună nimic în fața unui grup de oameni. Discutând cu el, am constatat că deținea o poziție de director la o mare companie. Era foarte bine cotat profesional și toți recunoșteau că nu este un comunicator foarte bun, în mod special când era vorba de grupuri de oameni, dar nimeni nu se îndoia de profesionalismul lui. În timp însă s-a dovedit că omul acesta avea o credință veritabilă, lucru observat de toți colegii lui de serviciu. Mai mult, era unul dintre oamenii de nădejde ai bisericii. În ceea ce privea domeniul administrativ, era mai presus de orice reproș. În concluzie, dragi prieteni, înainte de a decide în ce fel vreți să-l slujiți pe Dumnezeu, identificați talentul pe care vi l-a dat el. Aveți abilitatea unui bun orator, atunci trebuie să-l proclamați prin predicare. Aveți un talent pentru organizare și administrație. Sunt suficiente lucruri de făcut și în aceste domenii. Un lucru trebuie să luăm în considerare aici. Trăirea după principiile lui Dumnezeu nu este un talent. Aceasta este o cerință, indiferent de domeniul în care practicăm slujirea noastră. Este vorba despre neprihănire, și ea este aceea care ne califică pentru orice gen de slujire. Nu se așteaptă mai multe neprihănire de la unul care predică decât de la unul care lucrează în administrație. În ceea ce privește viața noastră, noi toți trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu. Dar să mergem puțin mai departe și ajungem la câteva prevederi legate de ziua sabatului. Dumnezeu are câteva prescripții pe care le dă poporului. El spune așa: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copilor lui Israel și spune-le: Să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Din câte vedem, sabatul a fost dat în mod special Israelului. Nu cred că este un mandat încredințat Bisericii, ci unul în mod exclusiv încredințat poporului evreu. Este foarte adevărat că sabatul a fost oferit întregi omeniri ca o zi specială încă de la Creație. Numai că din pricina căderii omului în păcat, ea a devenit o zi specială doar pentru poporul evreu. Iată ce spune Dumnezeu poporului Primoise. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicid din mijlocul poporului său. Este deci evident că sabatul este un semn pentru poporul evreu. Dar, dragii mei, să ne aducem aminte că astăzi Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit despre închinare. Noi ne închinăm prin Duhul Sfânt, prin medierea Domnului Isus și prin ascultare de Dumnezeu. Nici un ritual nu poate înlocui aceste aspecte. Este vorba despre dragostea lui Dumnezeu, este vorba despre o relație pe care el o dorește cu noi. Iar aceasta este o problemă de inimă. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic